Bine v-am găsit, dragi telespectatori ai televiziunii Moldova Plus. Eu mă numesc Dorel Vidrașcu. Vă invit la o emisiune perfect întâmplătoare, deși se spune că nimic nu e întâmplător. Suntem la București, la Uniunea Ziariștilor Profesioniști și dacă tot m-am întâlnit cu domnul Mihai Ciobanu, am zis ce-ar fi să imortalizăm noi întâlnirea asta, care nu e prima. Ei bine, probabil că mulți dintre dumneavoastră îl știți pe domnul Mihai Ciobanu. Într-o oarecare măsură îl știu și eu. Aș vrea să încep discuția cu dumneavoastră, domnule Mihai Ciobanu, întrebându-vă ce ați fi vrut să fiți și nu sunteți. Aș fi vrut să fiu profesor de limba și literatura română. Așa. Chiar am vrut să dau atunci admiterea la filologie aici în București, numai că eu eram olimpic la matematică și când am ajuns de la mine de la țară în holul facultății de matematică, cineva m-a cunoscut. A, tu ești, băi, da, sunt. Unde? La ce facultate vrei să mergi? Zic, la filologie. Păi ce cauți tu olimpic la matematică? Nu se poate. Și aveau atunci studenții de la matematică, aveau căminul deasupra librăriei Eminescu. Deasupra Eminescu? Și m-a întrebat, dar unde stai, la cine, ai gaz de ceva? Nu, nu am nimic, abar n-am, o să caut un hotel. Nu, vii la noi, la cămin. Acolo băieți veseli, distracție, șah, mai ales șah, da? Erau și o groază de fete pe la distracția lor. Șahiste și da, frumușele. Așa. Și atunci am dat la matematică din cauza colegului de olimpiadă. Nu, dar asta am vrut și oricum în timpul facultății eu mergeam mai mult la filologie, la cursuri. La doamna Bușulenga, la așa. Ioan Alexandru, Mihai Nasta, da, o groază de profesori și mergeam la ei, ascultam că na, dar plăcea, asta îmi plăcea. Bănuiesc că v-a plăcut mai mult să dați șah la dame. Dădeam și mat câteodată, da? Așa. Era inevitabil. Dar ați pornit de la a fi pe funcția de pion, ați ajuns la funcția de ofițer. Da, da, da. Spunem ofițer, nu spunem cum se spune în joacă. Da, nebun, așa și. Și ați mai sărit și cu calul. Și am mai sărit și cu calul, da. Bun. Câte un gar, câte un boschet. Și mai departe, bănuiesc că ați și profesat ca matematician. Da, am fost profesor de matematică și programator de computere. Așa. Din 2000 m-am lăsat de toate aceste acțiuni care aduceau bani și am zis eu n-am nevoie de bani, trăiesc cu lumină și cu poezie. Și am început să scriu. Bun, dar cum v-a răpit poezia matematicii? Aici vreau să spun. Ce formulă? Da, am înțeles. S-a întâmplat. Am înțeles. Lucrurile pentru mine au stat simplu pentru că am fost un elev talentat la multe așa și am scris încă din liceu, dar tot literatura a fost cea care m-a influențat și matematica are o poezie în ea, într-adevăr, dar și e frumoasă matematica, nu e clară. Exemplu cu Ion Barbu, nu? Și nu numai. Evident pentru toată lumea. Omar Khayyam, ca să ne întoarcem undeva în timp. Adică matematica are ceva sublim și frumos în ea. Însă pe mine nu m-a ajutat asta ca să ajung la poezie. Am citit literatură de când eram copilaș, până în clasa 6-7, așa? Și asta am avut noroc pentru că am dat întâmplător, la fel de întâmplător ca astăzi, am dat întâmplător peste cărți extraordinare. Adică am avut noroc. Mergeam la bibliotecă, nu știam, nu mă îndruma nimeni, nu mi-a spus nimeni, citește aia sau aia altă. Puneam mâna pe o carte când citeam două, trei pagini, dar era o carte, de exemplu, în liceu, Idiotul, așa. Frații Karamazov, astea sunt cărți, nu? Și grele. Bine, și grele, asta e. Arghezii la noi, ca să, așa, poezii de Arghezii. Deci Ion Barbu, că atunci am făcut cunoștință, deși Arghezi era în programa școlară și atunci, dar Barbu nu era. Mai puțin Barbu. Da. Și
După aceea, când a venit la facultate St. John Pers, poeziile lui Premiul Nobel, nu? Și Walt Whitman, adică am nimerit, că nimeni nu mi-a zis citește asta, am nimerit niște cărți atât de extraordinare, încât sigur că m-au influențat. Sunteți tânăr, mult mai tânăr decât mine. Da, am vreo 15. Remarc cu o anumită invidie, dar asta e altceva. V-aș întreba, de doxuri ați auzit? Da, am citeam 15 lei și doxuri. Oh, doxuri. Da, erau niște cărticele de astea, aveam acolo. Păi au fost vreo 500 și ceva, eu am avut vreo 400 de broșuri. Da, broșurile alea, am avut și o teancuri, dar când am plecat de acasă la facultate, au rămas pe acolo, la cutremur zimnic a fost dărâmată, cărțile s-au pierdut. Colecția celor 15 lei, femei celebre din colecția femei celebre, ați știți? Nu mai știu dacă am citit. Lucreția Borgia, de exemplu? Nu, precis. Atunci, la noi apăreau niște cărți, nu știu dacă era la nivel național așa ceva, dar aveam un profesor, Corneliu Beda, îl chema, care mergea cu noi pe cetate și acolo a fost societate dacică, da? Și săpam și găseam tot felul de chestii, știți? Și ăla a scris niște cărticile, tot dimensiunile alea de la doxuri și așa. De la doxuri, niște broșuri. Povești cu daci, diverse cu reși, daci, cu nu știu. Apărea așa, eu nu știu dacă ale erau la nivel național sau era creația lui. El le scria pe alea. Și nu mi-am să fi citit și astfel de cărți scrise de altcineva, de el. E posibil ca el să le fie editat. Da. Dar citeam că îmi plăcea povestea. Astăzi mai citiți cărți despre daci? Da, am acasă o groază și am mai sunteți citit. Sunteți ceea ce se numește Daco... Zicea profesorul ăla, Daco Pat, nu? Da. Nu, eu nu sunt așa ceva niciun domeniu. Și cred că, în principiu, matematica te poate feri de excese de genul ăsta. Așa. În schimb, nu sunt de acord că dacă unul cercetează lucrurile astea, să-i zici că e dacopat. Pentru că nu este. E trecutul nostru. E normal să vrem să știm. Ca dovadă că bulgarii se dau și ei daci de la un timp, da, după ce au descoperit că au finanțat descoperirile făcute de așa arheologi și acum se dau daci și ei, că găsesc diverse tezaure și stați puțin care sunt tot ale dacilor, că ei au fost pe vremea acolo. Cultura universală demonstrează existența dacilor, da, exact, pe aceste meleaguri sunt, și continuitatea chiar exact, arheologică și în general, dar să nu ne abatem. Nu, da, există zeci de statui de daci, că am fost la Roma și în toate muzeele alea pe acolo găsești în afară, în exterior, tot așa. Aia nu este o chestie pe care o faci că a venit cineva și a pus pistolul la tâmplă. Pur și simplu era o recunoaștere a valorii culturale unui popor. Aia nu o poți face la comanda nimănui. E bine clar. Faci, dar faci un chici, faci altceva. Sigur, da. Bun. Și să revenim. Profesor matematician, profesor de matematică, programator de computer, îndrăgostit de literatură, foarte de lectură. Da. Așa. Citesc cum numesc eu astăzi cititorii, îi numesc aventurieri ai lecturii. Da, 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 chiar aventură. Orice lectură e o aventură extraordinară. Sigur că da. Ei bine, dragă domnule Ciobanu, de la toate acestea, în ultima vreme, cum ați ajuns să vă înființați o asociație? Culturală, da? Culturală, evident. În câteva cuvinte prezentați. Păi, n-a fost greu. De ce am înființat această asociație? Pentru că există un cadru legal ca să poți publica cărți și să le poți dărui fără să le vinzi. Așa. Pentru că asta facem. Noi mergem prin școli, licee și ducem cărți acolo, organizăm un mic spectacol în jurul acelor cărți ca să îndemnăm pe copilași să citească. Să citească. Foarte bine. Asta e scopul, să citească copiii. Asociația culturală se numește? Poemania. Oh, perfect. Bun. Și acum, care e activitatea dumneavoastră de scriitorelnic, totuși? Că știu că ați publicat, în afară de cele două cărți care sunt aici și le văd telespectatorii, ați, nu numai pe ale dumneavoastră și cu... Și pe ale așa, și ați publicat și destul de mulți, aș spune eu, sau câțiva scriitori
pe principiile pe care le aveți dumneavoastră. Dar întâi vorbiți-mi în câteva cuvinte despre cărțile domniei voastre. Cam câte ați scris de literatură? De literatură publicate, de scris am scris destul de multe, dar de publicat am publicat 15 volume de versuri. 15 volume de autor, cărți de autor, cum este asta. Da. Pentru că și în volume colective am apărut în așa perfect, mai multe, da? Perfect. În volume colective am apărut chiar și cu proză. Așa. Nu numai cu poezie. Dar cărțile mele așa de poezie 15 volume de versuri. Perfect. Acum haideți să vorbim puțin despre cărțile care le văd aici telespectatorii. Acest volum, Predat de Înger. Din cauza faptului că tot au fost întâmplători, cum a zis domnul Vidrașcu, sunt astea două că erau lăsate aici la televiziune. Așa. Deci nu le-am ales, erau aici, asta am găsit. Nu o altă întâmplare. Da. Deci asta este o carte de versuri, ia să vedem, apărută în anul 2022. Așa. 2022. Iar asta este un volum colectiv, sunt 12 poezi. 12. Da, i-am văzut acolo. Vedeți? Pe și copii. Asta e apărută, ia să vedem, tot în 2022. Uite, na. Aici am avut grijă să fie poeți care sunt consacrați, să zicem așa, sau care au ceva de spus, exact, și mai știu și cum să spună în poezie. Și au câteva cărți publicate, dar sunt și oameni foarte tineri. Perfect. Unii, de exemplu, cum este... O să ajungem și la ea. Domnișoara e o elevă. O să ajungem și acolo. Da. Eu acum, dacă aș îndrăzni să vă rog să citiți pentru telespectatori o poezie din volumul ăsta. Citeți cu plăcere? Da, de ce nu? Vă rog. Dar o să vă rog să aveți un pic de înțelegere că, neavând ochelarii la mine, s-ar putea să mă mai împodmolesc. Încă o dovadă că emisiunea e întâmplătoare. Da, vă ascultăm. Deci o să vă citesc prima poezie de aici. Tot cotrobăind prin cotloanele casei părintești, am descoperit un caiet unde erau tot felul de flori și frunze. Ce minune, mi-am zis, viața de acum 100 de ani. Am fost năpădit de mirosuri de tot feluri, amintiri și întâmplări. În memoria noastră e raiul pe pământ. Poate că asta e fericirea. Să retrăiești în închipuire ca minune întâmplările vieții. Nimic nu te umple de viață mai frumos decât amintirile vechi, cât casa. Ce înfiorare, dislocare de retină, o lume răsturnată. Doar când se crapă de ziua, îți dai seama că ai trăit o altă viață în imaginație. Și vezi amintirile cum se ridică încet către cer, direct în biblioteca lui Dumnezeu. Vieți multiple, vieți multicolore, viața ca o căpiță de fân cu miros, nu, viața ca o căpiță de fum cu miros de fân. Un fel de ceață ce se ridică încet spre cer. Asta a fost prima poezie. Extraordinară. Și am să spun și de ce folosesc termenul ăsta. Dumneavoastră, de fapt, ați descoperit ceea ce făceam noi în copilărie, un ierbar. Exact. Un ierbar. Da. Făceam, nu se mai face. Am spus, făceam noi în copilărie, cine era îndrumat, cine... Asta e o altă poveste, că în copilărie depinde în ce casă creștem, cu ce părinți, da, și cu ce vecini și cu ce prieteni. Și ce școală am făcut. Da. Dar observ la dumneavoastră că scrieți poezie neîncorsetat, să zicem, da, în stilul clasic. Scrieți poezie, așa cum se zice astăzi, uzual, în vers liber, în vers alb. Da. Totuși, nu pot să nu remarc la prima audiție că versurile dumneavoastră, poemele dumneavoastră, au, în afară de un ritm interior, au metafore și au o anumită cantabilitate. Da? Dacă ar fi lângă noi un om talentat la muzică și am pune în fața acestui text, eu l-aș ruga să improvizeze pe niște clape, sau la o chitară, sau la o vioară,
și bănuiesc că va ieși ceva. Și o melodie plăcută. Domnul meu, e prima dată ce aud o poezie de-a dumneavoastră în lectură proprie și vreau să vă mai spun ceva. Eu apreciez foarte mult actorii care sunt dotați să fie actori. Actorul care vrea să actoricească mai ales o poezie, rețineți de la mine, vă spun din experiență, el o strică. Pentru că autorul, și tot din experiență vă spun, uite, citește ca dumneavoastră, da? Se și bâlbâie. Când a găsit, e corect. Dar autorul o citește așa cum a simțit-o el când a scris-o. Eu vin actorul care vreau să mi se spună și maestre, deci n-am jucat, n-am interpretat decât două, trei roluri, așa, și alea dacă nu știe spectatorul textul, jumătate nu înțelege că nu dispune de dicție și așa mai departe. Dumneavoastră aveți dicția de la natura lui Dumnezeu, vorbiți așa cum, fără. Ceea ce pentru mine e de remarcat și de apreciat. Și acum, haideți să trecem la volumul celălalt. Și să-mi spuneți, să-mi vorbiți de câțiva poeți, da, pe care i-ați inclus acolo. Antologie, eu le zic culegere, pentru că despre antologie am o altă gândire. E greu să fii antologul unuia sau mai multor poeți. E foarte greu. Să alegi din creația fiecăruia două, trei poezii care într-adevăr să fie antologice, ca să o incluzi într-o carte numită antologie. E o părere pe care nu încetez să nu o spun public, cu modestia care mă caracterizează. Ia spuneți dumneavoastră ce autori aveți acolo. Mai întâi vreau să vă remarc o chestie care mi-a venit în minte când am citit poezia aceasta, că e exact ca Madeleine aceea lui Proust. Aha. Iar ritmul pe care l-a simțit e corect pentru că eu, în fapt, am început cu muzica înainte de a face lectură. Uite, fără să știu, am nimerit. Am învățat singur la acordeon și am un simț muzical foarte special. Fără să... Dar am nimerit-o ascultându-vă pe dumneavoastră. Da. Și am, ca să... Tot v-ați întors la carte, văd omul, maturul care sunteți, că nu-și uită copilăria, eu zic, vatra luminoasă în care i-a zâmbit, l-a alintat prima dată razele soarelui când el era la sânul mamei. Da. Și e bine să nu uităm. Vorba, vine în minte acum, vorba poetului Vieru, da, casa părintească nu se vinde, pragul părintesc, da, din atâtea daruri mari și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Asta așa ca o paranteză, da, și acum v-a scos. Eu i-am spus volum colectiv, v-a zis, da, de ce? Corect, pentru că pentru că nu eu am ales poeziile, poeziile mi le-au trimis autorii. Eu n-am făcut decât să le introduc în această carte, am scris câteva cuvinte pentru fiecare. Frumos. Și o să vă prezint așa, pe scurt, persoanele. Fata aceasta care are un basc roșu pe care scrie poezie, că așa, da, scrie aici, da? Este avocată, e din Timișoara, o cheamă Anca Iulia Beidac. Anca Iulia? Beidac. Beidac. S-ar putea să cunoașteți dacă ați fost pe la Cenacul domnului Daniela Toma și a lansat niște cărți acolo. Nu, una din cărți sau poate amândouă. Da, amândouă erau la Grinta în Cluj și îl cunoaște pe la domnul Grinta. Cojocaru. Cred că dacă nu o confund, cred că o știi. Trebuie să știți, da. Deci, ea e prima de aici, pentru că e prima care mi-a trimis poeziile. După aceea vine a doua persoană, ea este studentă la drept, la Cluj. Este o fată care va fi avocată, nu? Așa. Și o cheamă Ivan, Timea Ivan, nu mai știu cum am cunoscut-o exact, s-ar putea să fi fost de pe Facebook. Dar e tot așa, studentă, era atunci, doar terminase liceul. Da. Asta e.
E o doamnă aici, care, Carmen Șendroi, care este din Craiova și, nu știu, cred că e profesoară, nu sunt sigur. Că nu contează. Da, în sfârșit, în principiu nu prea contează, deși contează, da. Da, contează ce scrie și cum. Ei, dacă vreți să vă citesc câteva, câte o poezie... Da, mai prezentați-mi pe acolo, prezentați-mi și... Ia prezentați-mi, dacă puteți, și știți, cine e cel mai tânăr de acolo? Cel mai tânăr e fetița aceasta, Maria. Așa. Nu știu dacă era student atunci sau doar terminase liceul. Realitatea este că atunci când am cunoscut-o, mi-a spus, păi ce, am scris doar 7 poezii. Da. Bine, trimite-mi-le pe alea 7, ca să, să ai numele într-o carte și să te văd într-o carte de autor. Că, na, dacă apari într-o carte, știu că ești tentat să apari și în a doua, nu? Si. Și pe mine m-a uimit naivitatea extraordinară cu care, care scrie, știți? Aici am vrut să ajung. Da. Și fetița asta are o voce extraordinară, că a venit la lansarea cărții și a cântat. Mm-hmm. Eu nu știam, n-am avut că... Da, nu o cunoșteam, ce să mai zic. Da. Și cântă la chitară și cu vocea, dar are o voce angelică, este așa de... În sfârșit, mi-a plăcut. Puteți să ne citiți câteva, nu o poezie întreagă, câteva versuri. Câteva versuri. Câteva. La început, prima poezie. Da, da. Ce? Nu știu cum să scriu sau ce să scriu. Simt mai mult de mai mult că desenez un pom, o casă, un soare mic, etc. Deci, vedeți? Are în minte niște imagini. Imagini, exact. Pe care ar vrea să le prezint. Da, nu știe încă. Nu știe, da. Niște mi s-a părut că e foarte simpatică. Da, e... Sau o poezie care se numește Mahmuri. Bem vin, trecem sticla din mână în mână, până o terminăm. Adică, vezi niște puși care dar sticla. Cum făceam și noi în vremea puștimii. Și uite că istoria cu sticla și vinul se repede. Altă poezie. Intru în mare, vine un val, cad. Ce vrei mai mult? Da. Niște secvențe. Persoana care m-a învățat cum să mă dau cu rimel, așa, nici nu mă privește în ochi. Și primul om căruia aș fi vrut să-i spun că îl iubesc. Bun, haideți să trecem mai departe. Da. Dintre cei foarte cunoscuți, dacă îmi vreți... De aici, cunoscuți sunt Gabriel Dinu, Nicoleta Crăiete, că au fost amândoi la emisiune la mine. Da. Este Valentin Irimia, da, așa, domnul Ioan Rațiu, da, și cam ei sunt cei foarte cunoscuți. Mă rog, foarte cunoscuți în București, prin ce lucruri în București, dar Gabriel Dinu, Valentin Irimea și Nicoleta Crăiete sunt cunoscuți și în afară. Da. Nicoleta Crăiete e la Suciu, probabil că ați văzut-o pe la Suciu, la Cenaclu. Da. Gabriel Dinu vine la diverse. Valentin Irimea este și cantautor, are voce, cântă. Și tot așa vine pe la diverse cenacuri, că ele din Ploiești. Mi-am adus aminte pe domnișoara, doamna Crăiete. Nicoleta Crăiete, da. Da, e domnișoara profesoară de franceză, la Târgu Jiu. Da, domnule, am cunoscut-o la Târgu, acum mi-aduc aminte, am cunoscut-o la Târgu Jiu când și-a lansat o carte. Sigur. Și acum am să vă spun și un vers din cartea ei. Pentru că ne-am dus la Târgu Jiu, la lansarea acestei cărți, împreună cu Filiță Carp și cu Dochia, da? Eu n-am avut carte, n-am avut nici. Când am intrat acolo, m-a întrebat ăsta, Suciu. Dorele, ai cartea? Nu, ia-o de pe masă. Am luat cartea de pe masă, m-am dus acolo unde merge regele pe jos și în 5 minute am luat 2 sau 3 titluri și am reținut un vers. Și pe tot ce am reținut acolo, am vorbit cam 8 minute, că m-a și filmat Suciu. Dar versul, la un moment dat spune poeta Crăiete, în fiecare seară, la celălalt capăt al patului meu, este un alt bărbat.
Vă dați seama. Da, poezia. Vă dați... da. E un vers dintr-o poezie. Da, da, da. Da. E, așa. Și acum să revenim la cartea aceasta. Eu, în principiu, nu prea fac critică literară. Știu că dumneavoastră vă ocupați de chestia no, asta. Nu, 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 să nu-mi ziceți că mă ocup de critică literară. Despre critica literară, da. Dacă tot a venit vorba, da. Am o părere a foarte proastă. Nu. Critica literară o poate face un om care are la baza temeliei educației, studii de specialitate, are lecturi foarte multe și s-a dedicat criticii literare. Eu, în cronicile mele, eu sunt cronicar de carte și atât, în cronicile mele n-am să ierarhizez eu autorii, n-am să, pentru că asta e treabă de critică literară. Eu m-am pus în slujba autorilor și în special a cititorilor. Eu să pot trezi curiozitatea cititorului când atent citește un articol de-al meu, să vrea să citească acea carte. Și atât. Foarte așa frumos. Că aceasta e părerea mea despre critica literară. Da. Da, de asta am vrut să spun că nici eu nu fac critică literară, nu ierarhizez. De exemplu, o persoană într-un alt volum colectiv numit 10 poezi, care e publicat și în Franța, o persoană de acolo s-a supărat că am pus-o mai spre sfârșitul cărții, deci eram și mai la sfârșit. Era, de exemplu, Valentin Irimer era ultimul, pentru că el mi-a trimis ultimele, în familie mi-a trimis el poemele, mi-a zis, ia și tu ce vrei din ce am publicat eu pe net. Și am luat eu vă recomand, dacă puteți, pe viitor, colțul roman, cum se zice, da, să-i puneți în ordine alfabetică. Da, sigur, da. Dar, da, vedeți, teoretic se poate, dar când te-am și vezi că ai făcut cartea, și te mai trezești când îți trimite unul, ce faci? Da, ce faci? Nu se poate. Peste cap, nu, nu, se, nu se poate. Păi nu, asta l-am explicat și eu, băi, l-am pus în carte cum mi l-ați, în ordinea în care l-ați trimis. Perfect, nu, iar o explicație corectă. Că știți cum face Word-ul, când duci într-o parte, ce sim urmează, face praf acolo. Da. Zic, asta e, nu este o carte în care, vorbind despre valoarea poeților, pur și simplu e o carte în care oamenii pot găsi diverse poezii pentru toate gusturile, că dacă sunt 12, sunt 12 autori aici. Da. Înseamnă că sunt 12 stiluri diferite și deci putem satisface 12 gusturi. Ce autor ați mai alege de acolo în care, din care să ne citiți un fragment de poezie? Dacă e Nicoleta aici în discuție și ziceți că o cunoașteți și dumneavoastră, vă citesc o poezie de Nicoleta, da? Da. Așa. Deci prima poezie de acolo, de aici, se numește Poem Luminat. Frica s-a așezat la baza lumii să se odihnească un pic. Deasupra, niște furnici îi spărgeau semințe în cap. Una, două, șapte, nouă. Dar uite cum din urechea dreaptă răsări o religie cu picioare prelungi. O adorau și adoratorii de mijloc, o adorau și adoratorii de stânga, că până și cei adorați o adorau. Și ar fi fost prea multă armonie în lume de n-ar fi fost. Dar iată cum în urechea stângă furia creștea din stări limitrofe, războaie, șuvoaie, le adorau și adoratorii de dreapta și până și cei adorați le adorau. Tu doar să-mi ții lumânarea să scriu. Mai, vedeți, un fel de cronică la zi. Da. Altfel, din viziunea unui poet. Da. Din viziunea unui poet. Domnule, ce-aș vrea să vă mai întreb, ca să nu depășim timpul de emisie? Cred că avem timp nelimitat, nu? Nu, nu, dar să nu, nu. Televiziunea ne dă timp nelimitat, dar trebuie să ne mai gândim că telespectatorii sunt prinși ei în vâltoarea zilei și vremurilor și așa mai departe. La ora actuală, ce cărți ne așteptăm să lanseze editura dumneavoastră
Și aș îndrăzni să vă mai întreb, cum poate ajunge un autor să fie publicat de dumneavoastră fără bani sau cu costuri minime? Că totuși hârtia costă bani, da, tipografia costă bani și așa mai departe. Cu costuri minime, din cauza faptului că noi folosim o asociație culturală, iar munca necesară pentru a aranja o carte și așa, o facem gratuit. Deci cu bani puțini, adică atâta cât costă tipografia, nimic în plus, nimic în minus, perfect, oricine poate să vină să public. Pe bani editorii, însă public numai ce vreau eu. Cum se zice, măi, cu banii mei fac ce vreau eu. Exact. Da, că editura e a mea. Da, și aveți așa, să-mi spuneți în premieră, o nouă lansare de pe rampa. Da, s-ar putea să fie chiar duminica viitoare. Sunt încă în dileme cu spațiu, am mai multe spații unde aș putea să merg. Dacă va fi frumos, o să fie la o grădină, este aici pe lângă fostul Rom Telecom, acum nu știu ce e acolo, în clădirea aia, nu mai știu ce e acolo. Calea Victoriei, hotelul ăla, imediat în spatele lui. Rom, clădirea Telecomului, da? Acolo. Telefoanelor de altă dată. Da, telefoanelor de altă dată. Eu era și acolo am, nu știu ce. Am două cărți apărute în 2023 care nu au avut lansare și despre asta o să vorbesc acolo. Una dintre ele este cea care se vede aici, coperta, Liniștea Cosmică. Și vom avea o mică lansare, pentru că totuși la evenimentele noastre nu vin foarte mulți oameni. Adică 10-20 de oameni vin acolo și asta e. Da. Le dăm niște cărți gratuite, citim și asta. Bun, cu atât mai mult ar trebui să vină mai multe. Domnule, ce ați vrut dumneavoastră să vă întreb eu în emisiunea asta nepregătită și nu v-am întrebat? Păi puteți să mă întrebați despre educație absolut orice, politică nu discutăm așa. Nu că discutăm nu aici politică. Despre educație, că e la zic, astăzi e ziua în care elevii au mers la școală. Au mers totuși astăzi, da, da, au mers. A fost, da, a fost și președintele țării la așa. Foarte frumos așa, din partea din sale că și-a găsit timp. Da, și-a găsit timp, dar dânsul are întotdeauna timp, că nu. Așa, mi-ar fi plăcut ca ministrul educației, doamna Leca, să fie și dânsa la un liceu din București. Adică a fost împreună cu președintele, într-adevăr, dar totuși nu e umbra președintelui. Da. Și mergea să meargă singură la un liceu, că de-aia e ministrul educației, să anunțe noutățile și așa mai departe. Dar le pune pe internet și le pune, dar așa ar fi fost audiența mai mare, că fiind ziua, prima zi în care... De ce vorbesc despre educație? Nu pentru că am fost profesor. Eu am fost un profesor special. În ce sens? Sunt oameni care se duc la slujbă, își fac treaba și pleacă acasă. Funcționari. Eu, în momentul când plecam de la școală, ore în șir, nu făceam nimic altceva decât să mă gândesc la copiii aia, ce le-am predat. După fiecare lecție, eu dădeam un test de evaluare și le corectam și mă gândeam ce exerciții să mai fac pentru ei ca a doua zi să-i ajut să înțeleagă ce n-au înțeles din prima lecție. Mi-ați ridicat mingea la fileu. Sigur. Domnule fost profesor, dați-mi măcar două, trei exemple de foști elevi ai dumneavoastră care au ajuns cineva și cu care vă mândriți că le-ați fost profesor. Eu mă mândresc cu toți elevii pe care am avut prin mână, pentru că eu făceam și o mică operă de mentorat. Mi-amintesc când am apărut o dată la școală pe vremea lui Ceaușescu și le-am citit din Biblie, am acoperit coperțele, le-am acoperit cu ceva și am citit Cântarea Cântărilor. Și toată lumea era cu ochii așa cât cepele, că cine a scris, domn profesor, cine e poetul, nu știu. Dumnezeu, copilași, uitați-vă, e Biblia aici, Dumnezeu a scris asta. Nu se poate, despre dragoste, despre iubire, da, despre... Da, 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 uite da, că așa s-a e un lucru frumos. Ei, asta, eu vreau să întreb, aveți din foștii elevi care v-au urmat, sunt profesori, sunt scriitori, da, am, oameni sunt care... oameni, dintre oameni elevii de mei, prin sigur, planul ajuns, ierarhiei. Da. Nu, așa, nu cred. În sfârșit, nu știu exact, dar contabili, ingineri, profesori, deci sunt meseriile astea așa. De obicei, eu am intrat în școală prin 86, întâi am fost programator de calculatoare la 23 august, Cecom, Republica, după care am trecut în învățământ prin 86, cred, sau
ceva de genul ăsta. Da, da. Și n-am stat foarte mult, dar știți, când mergi la școală și ești ultimul profesor de matematică, așa era, dar sper că s-a schimbat, dar nu știu, alegeau elevii cei mai la pământ cu matematica și îi deșeau mie. Și era foarte greu să faci cu ei. De exemplu, eram la școala 75, am avut prima oară două clase de a 8 acolo. Și a venit inspecția cu inspectorul Iuga, inspectorul șef, așa, și la mine, la matematică, a venit Costică Cărbunar, un profesor de matematică foarte bun. Și a venit cu niște teste, știi, să vadă el ce știau copiii în clasa 8-a. M-am uitat la teste, la exerciții, am zis, bă, Costică, uite care e treaba, mergem și bem o bere pe banii mei și le dăm toți, la toți doi dinainte, că nu vor lua nici doi la exercițiile cu care ai venit tu. Nu se poate, școala 75 e o școală de elită în sectorul 3. Da. Bă, o fi la minister de elită, dar aici, spun eu, școala este școala 0, nota 0. Și erau două clase. Și zic, lasă-mă pe mine să facă exercițiile. X plus 2 egal cu 5. Nu se poate, cum în clasa 8-a? Zic, nu o să facă decât 2-3 elevi exercițiul ăsta. Da. Și 1 plus 2 ori 3. Se închina. Și așa a fost. A fost un 6, 2 de 5 și după aceea restul sub. Doamne ferește să faceți în unele școli un exercițiu de ăsta astăzi. Dar asta e o altă poveste. Ce-aș vrea eu să vă rog? Citiți-mi din cartea dumneavoastră o poezie cu care să încheiem această discuție întâmplătoare. Oricare o vreți dumneavoastră. Vreau să fac o observație, că toată lumea vorbește despre școală, că e așa și pe dincolo. A, nu, nu. Am văzut școală. Mulți și Consiliul Elevilor, nu știu ce, că meditațiile alea, că profesorii, că nu știu ce. Domnule, dacă în țara asta elevii, o parte din ei, n-ar fi meditați la matematică, la examene ar fi un dezastru absolut. Iar când vă gândiți la olimpii și vedeți că ăia de la minister se laudă cu copilașii ăia, trebuie să știți că ăia sunt niște copii în care părinții au băgat foarte mulți bani și au fost meditați și parameditați. Deci ziceți mersi că îi aveți. Da. Totuși, aș vrea să vă spun un lucru. Da. Eu am o bună relație cu tineretul din ziua de astăzi. Începând cu liceu, facultate și cu cei mai... Mă bucur. Vreau să vă spun că am întâlnit tineri care m-au uimit și pentru care poate așa în intimitate am scăpat o lacrimă gândindu-mă ce posibilități au după ce termină facultatea. Am un principiu. Vedeți că s-a creat așa o stare. Noi ăștia, perimații, depășiții, care mâncăm banii statului în loc să... așa, și noi la rândul nostru, unii dintre noi spunem, tineratul din ziua de azi. Ei, nu e așa. Nu e așa. Pentru că eu, încercând să realizez punți de legătură între noi și ei, cu o condiție, ei, tinerii, să ne accepte, dacă ne ducem și ne dăm de super așa, sigur că imediat te refuză. Bun. Dar dacă s-a acceptat dialogul și începem construcția punții de legătură de la ambele capete și când ne întâlnim la mijloc nu ne înjurăm și nu ne îmbrâncim, ne îmbrățișăm în cuget și în simțiri și un punct câștigat. Vă ascult? Da. Ultima, cu poezia de încheiere. Așa trebuie ca noi să fim deschiși către sigur, ei și ei către noi. Sigur, pentru sigur. Că altfel, dacă nu există dialog social, oamenii se sălbăticesc, copiii o iau cu drogurile, cu tot felul de alte prostii. Și vreau să mai subliniez ceva, iertați-mă că v-am întrerupt. Într-adevăr, nu se mai citește mult astăzi, dar oamenii au revenit la lectură și am argumente, iar tineretul din ziua de azi își cumpără cărți și de la anticariat și de la târgul de carte. Dacă ne uităm cum își alege un tânăr cartea, ne vine să-l îmbrățișăm. Eventual să-i plătim și cartea. Dar m-am întins la vorbă. Poezia, domnule Ciocă. Da. Păi dumneavoastră ați îndoit cartea asta așa și vă o să citesc o poezie, poezia de pe pagina asta și poezia de pe pagina asta. Să-ți dea cartea, ca să faci să-ți dea cartea. Da. Visele mele îngropate în caii memoriei, ce galopează pe pereții peșterii, printre nuferii galbeni pictați
în ochii tăi, iubito a mea din copilărie, ridică încet, încet ceața în care dospește trupul tău alb, imaculat, dureros de alb, super lavabil. Eu cânt perisabilul în metafore nemuritoare. Îți amintești, iubito, cum ne duelam cu țursurii de la Streașina și cum ei se topeau încet, 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 încet în mâinile noastre, sub privirile noastre dogoritoare, și apoi intram în casă cu palmele înroșite de ger și le închinam focului din vatră, unde bunica gătea plăcinte cu brânză, în țestul din lut, ce era atunci între noi, dacă nu iubire necondiționată și pură, fără încrâncenare, ca respirația unui zeu. Văd cum lumina se prelinge pe lingura de lemn, ca și când ar fi miere din privirea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și mi-ați adus aminte de copilărie. Întotdeauna. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă mulțumim că ați avut răbdarea să urmăriți această emisiune. Vă dorim multă sănătate, să aveți lecturi frumoase pe drumul vieții, numai flori, să aveți belșug în case. Cinstiți și pe autori. La bună și frumoasă revedere! Bravo. Mulțumim! Mulțumim!